No bun de salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Far Cry. Am văzut că la primul episod s-au strâns foarte multe vizionări și foarte multe like-uri, așa că mai filmăm. Bă, parcă aveam și o mașină pe aici. Nu mai sigur. Off-camera am făcut, m-au pus ăștia să merg până la o cărciumă să vorbesc cu unii și mi-au deblocat o chestie pe mapă și anume, stați să... unde naiba? 5. Acum am deblocat o chestie. După cum vedeți, GPS-ul are un butonaj care ar trebui să scripocească în verde. Butonul ăla arată pe unde sunt diamante. Diamantele aici sunt un fel de bani, ca să zic așa. Și te duci la shop și îți iei de acolo arme și astea. Și mi-am deblocat chestia asta. Și ne vedeți pe mapă chestia mică și albastră, că am mai fost pe acolo. Ia, văd că am un semn exclamării în mijloc și unul jos acolo. Acolo am misiuni. În episodul ăsta o să mai fac câteva misiuni. Hai să luăm mașina asta. Bă, dar unul n-are niciun Kalashnikov pe aici. Nu știu, dar eu sunt mare fan al armelor de tip Kalashnikov și na. Ok, deci dăm așa în spate și mergem pe aici. Deci trebuie să mergem aici la pala. De ce în loc să... nu știu de ce, dar vreau să citesc cu pala în loc de pala. Bă, totuși, bă, valia ăla ar trebui să fie un urmaș. Deci africanii ar fi strămoșii lui. Deci, practic, ar putea să vorbească pe aici cu Paula sau cu Mota, cum vorbea Boy Valley. Da, bine, s-a cam învechit gluma cu Boy Valley și na. O pe mașina aici de abandonată. Dar ce înseamnă mașina aici cu dacile sau numai mie mi se pare? Ok. Aici trebuie să fiu atent cum intru că... ok, și la cine trebuie să merg? Că nu știu. Nu trebuie să mă bag în zona roșie că este urât. Că acolo au ăștia diamante și trebuie să mă bag dacă este leu, le iau pe furiș. Uitați și sclipocește asta, că m-a apărut de diamante acolo. Nu, 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 nu. Deci aici, să mă dau jos. A, pe aici trebuie să mă bag. Că... ok, pe unde e intrare? Aici? Nu se schide pe aici. Aici? Aha, aici. Aici am treabă. A, ba nu, uite, semne exclamări acolo, unde chestia aia cu Africa. Hai, că nici eu n-am văzut că e cu semne exclamări. Unde e semne exclamări, înseamnă că acolo ai misiune, treabă, cum s-o zice. Ok, deci aici în față, tipul ăsta păzește ușa. Right. No weapons. Come on, arms up. Ok, deci mă percheziunez ăsta. Hai să vedem ce ne pune ăsta aici să facem. Și cu Africa, nu știu ce. Asta e casă de marcat. Mișto. Aer condiționat, ceva foarte... aici îi salvez. Asta de asta cu injecții de HP, dar nu le-am fost deloc. Ok, care vorbește? A, ăsta vorbește. Ce țigăruri fi ale? Ce un tablou? Am de vorbit cu ăsta. Ok, dăm actele. Opa, 15 diamante. Obiectiv nou. Dar nu zice care e, nu? A, uite. A, deci îmi arată pe mapă unde trebuie să merg. Bun, deci pare că ne împușcăm nițe la cuș, să ies de aici. Hai, deschidem. Așa, ne deschide ușa, frumos. Aha, deci, bun, hai că ne arată și aici săgeata. Unde-mi parca mașina aia, că nu mai știu. Sună un telefon. Meet me in safe house, half a kilometer south from produce farm.
Pun this de aici. Uite pe aici. Două misiuni. Trei misiuni. Ah, ba, nu stai. Aia verde e a mea. Dar pe unde am parcat mașina, că nu mai știu. Unde ne-a... Ah, uite acolo mașina. Ok, unde să merg? Hai că merg la asta cu roșu și după aia merg la aia albastră. Hai că bine că mi-arată aici pe GPS. Mamă. Tot prinde rabla asta. 20... Să mor tu, doar 100 prinde asta. Rablă. Și Dacia prinde mai mult. Stai. A, nu e bine pe aici. Dar pe unde vine drum? Pe aici. Îți diamante, nu mă bag acum să mă împușc cu ăștia, mă duc la misiune. Ok, acum pe aici. Hai că poate-s misiunile astea una lângă alta și nu trebuie să mă plimb mult. Îmi place că jocul ăsta față de anterior este open world, deci te plimbi liniștit pe toată mapa. Deci e mișto că nu te pune să strângi Greenleaf-uri, Redleaf-uri cum e la Far Cry 3, Far Cry 4 și Primal. Ăsta care ești acum câteva luni. Cheia aici e safe house-ul, dar nu trebuie să salvezi. Sau... ce ți văd, rec? Hai, trageți. Dă-i, așa, dă-i că mă și omori. Du-te, bă, cum a luat ăsta pe aici. Și n-a mers bine, așa e. Stai cum naiba. Da, eu am fost atent să nu mă împuși cu aia și unde naiba e mapa. 5. O să aici. A, trebuia să merg pe drumul ăsta la alt. Partea asta. Ok, deci trebuie să o iau la dreapta. Da, mor de tere. Bun. Acum pe partea asta. Deci ambele misiuni sunt în afara acestei zone. Undeva. Sau, a, trebuie să, stai că trebuie să ies din mapă, că mă bag în altă regiune. Da, uite pe aici. Bun. Una aici, una e pe altă parte. Hai că o fac pe asta de aici întâi. Mamă, dar multe plimb în jocul ăsta. Bine că sunt mașinile astea și... Da, e mai rapid. Te miști mai repede. Hai că mă și ciocnesc cu ăsta. Bă, băgam ea aici. Cucu, direct în cap i-am dat. Asta e Kalashnikov, nu e Kalashnikov. Nici ăsta n-are Kalashnikov. Hai că luăm mașina asta acum. Mașalier, hai la asta albastră de aici. Pe aici. A fost, cum a scos pistolul, i-am dat lui ăla în cap. A, uite pe alții, hai. Vino cu astea un bun, l-am călcat și pe ăsta. Așa, trage, că mă și omori. Măcar de a veni cu mașinile pe mine să facem și o cursă, o liniuță, na. Bun, hai că am auzit și la misiune, să vedem ce, cât ne împușcăm aici, că... Asta o mașină, a, se semne circulație. Și acum pe aici trebuie să merg. Nima animale. Nu pot să le omor. Acum am omorât asta. Dă și-n găină. Parcă aș fi luat CSGO și omor găina. A, deci întâi trebuie să-mi iau safe house aici, să înțeleg. A, ba, nu mă aștepta boșorogul ăsta. Ce famă? Pe ăsta am salvat în primul episod, dacă vă faceți bine aminte. Ce-i să dorm, dar nu stau acum să dorm.
Ok, să luăm de-asta pentru grenăzi. So special forces men come to visit us. We give them welcome. I want you to go to dealer find weak little Belgian man there. Make him get on radio and give soldiers the wrong coordinates. These men, they are good. Too good. We fight them in desert, we lose for sure. So, we fight them in shanty town instead. So, you wait until they're trapped there, then you do your worst. The soldiers are here to arrest a man who steals medicine. Do you know who this bad man is? Me. So, at shanty town, surprise. They will find a whole bunch of stolen merchandise. Maybe they take supplies and forget about the guy they're here to arrest. Bă, dar mult mai trebuie să vorbesc cu ăsta. Who knows? Either way, the man you're looking for is ready. But he could use your help when the time comes. Hai la misiune. Stai. Am văzut că slipoce aici ceva lângă perete. Oh, ho, 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 ho. Ia mă, ce-i asta? O să fie mișto cu arma asta. Ce o să ne distrăm acum? Ok, să vedem pe mapă unde trebuie să mergem. 5. Da, e un loc să apăs pe 5, apăs pe ei să scot mapa. Una e. Aha, deci la asta albastră trebuie să merg. Marșalier. Let's go. Mă, o să mă distrez cu lansatorul ăla de grene sau ce-o fi. Grenade launcher, așa. Așa mai are ăla, cum se cheamă. Atunci un terorist aici. Mor de terecu. Bun. Nu stric acum rachetele pe ăștia. Bine, poți să-mi puși cu pistol, dar nu, mai stau nițel. Hai să băgăm viteză să... Deci ăștia acum mă caută să înțeleg. Mamă, e drum blocat de o mașină bubuită. Pe ce... Câmp de luptă, nu glumă. Ce vreau să zic? Era... Și o categorie de asta de... Soldat în Team Fortress 2 care folosea grenade launcher. Am uitat cum se chema. Nu soldier. Am uitat cum se zicea. A, dar chiar că nu m-am jucat de mult timp Fortress. Poate ar trebui să filmez și niște de ăsta. Hai mă. Acum dacă careva un taxiu? Da, acum, peste voi. Stai, nu ăsta. Ăsta. Mamă, ce calume e arma asta. Hai, încarcă. Tras unul pe aici. Care trage firea el să fie? Mie-mi tot vine să dau băca la primul Far Cry. Dacă am văzut o mașină că venea. Trage din partea aia, se pare. Ok, cum era heal-ul H. Fă-ți o injecție. Așa. De unde trage că nu-l văd? N-are Kalashnikov, n-are farmec. Să schimb arma acum. Puțin că am ruginit arma sau asta e de camuflare, nu-mi dau seama. Ia mori, hai, mai e vreunul pe aici. Dau și în cutiile alea că n-am ce face. Au tot postat ce stă acolo. Stai, n-am murit. Du-te bă de aici. Îi mai dau o rachetă. Pe spinare sau un căpău. A, am tras în mine. Dă-ți heal. Ai, bă, frate. Serios. Tot de aici mă dă, nu?
A, deci când mor asta și se salvează. A, măcar de aici. Ok, ce am aflat ce se întâmplă când mori. Eu dădeam pe tastatură și numeream H-ul. Bă, dar mă ucide partea asta sau? H. Nu mai am agheu? Ba da, hai că-l mai am. Dar fie acum am apărut ăla și m-a salvat. Bun. Deci măcar acum știu ce se întâmplă când mor. Ba da, și eu n-am apucat să dau heal atunci. Ok. Dar nu știu cum ar să dau un copac acolo, că totuși aveam ținta pe ăla. Pe aici nu-i nimeni. Aia e buriană sau? Că nu-mi dau seama ce e. Aia e buriană. Hai să încarc arma. Să o am pregătită. Cine știe ce mă așteaptă pe aici. Bă, dar mult mai durează să încarci arma asta. Și astea... Grenez, cred. A, mai trebuie să fie jos acolo. Nu văd pe niciunul. A, uite acolo pe 2 sau 3, nu știu cât erau. Termina cu racheta. Mamă, cât am omorât acolo. Ce, nu mai e niciunul? Ăștia încă au muzică de-asta cu suspans, dar... A, în casă aici am treabă. Aoleu, m-am buguit aici. Trebuie să intru în... Pocioaba asta, se pare. Hai măcar e șmecher. Dau cuțitul pe la jugulară, am curcat-o. Mă. Hai. Spicuiește, hai, vorbește. Bravo, Papa Mike. This is Charlie 24. Do you read? We copy, go ahead. Stand by for coordinates. Roger that. Nu se sperie dacă trag lângă el. Ok, mai am treabă pe aici sau unde trebuie să merg acum? Ah, trebuie să plec. Hai că mă duc să iau o barcă de acolo. Anche... Opa, sună și telefonul. Bun, misiunea updatată. Cred. Ha, dați munițiile încoa. Ia asta, ce pistol e asta? Aia, același. Hai să iau o barcă să plec de aici, cu barca. Dar nu merge să o conduc. A, ba da, merge. Și aici este un safe house cu roșu. Hai să vedem ce e aici.
Ia mor firea el dracu. Bun, mi-am deblocat acum un safe house. Stai, mai am pistol pe aici. A, tot o blanțe. Am dat-o ăsta o rachetă să zacă.